Și el nu vine încoace. Nu mă duc la radar. Unde-i șoferul? Șoferul unde-i? Caran Sebești. La spital? Da. E rănit rău? Ne znam. Ia-ți drugă mașină, tam. Ok. Voi la Sadova sunteți? Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat? Pe drumul național european 6, în zona kilometrului 424, un cetățean bulgar, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă, într-o curbă deosebit de periculoasă, semnalizată corespunzător, nu reduce viteza de deplasare și se răstoarnă pe partea dreaptă în afara părții carosabile. Conducătorul autotirului, cetățean bulgar, a fost transportat la spitalul de urgență Caran Sebeș, unde îi se acordă îngrijiri medicale. În continuare se efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor exacte ale producerii accidentului rutier și totodată se efectuează cercetări față de cetățeanul bulgar pentru vătămare corporală din culpă. Cum vă numiți? Agent principal Bițanianu, biroul rutier Caran Sebeș.